Citim împreună un cuvânt din Cartea Sfântă, și anume de la Numeri, capitolul 14, versetul 24. Pagina Scriptură 161, unde sunt scrise următoarele cuvinte. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvântez. Nu mi-a trecut prin cap că eu să mai vin la voi anul acesta. Sunt surprins și eu. Niciodată de când mă știu n-am venit de două ori în aceea seară în decursul unui an. Se pare că într-un fel sau altul Dumnezeu mă iubește și vă iubește. Iubiții Domnului, aș vrea înainte de toate Dumnezeu să ne binecuvânteze, să putem să fim mai aproape unii de alții. Ați dori să fiți mai aproape unii de alții? O puteți face. De exemplu, ați putea întinde mâna, să salutați pe cel de lângă voi, să-i spuneți Dumnezeu să te binecuvânteze și astfel să fim mai aproape unii de alții. Vin și eu mai aproape de voi. Există un lucru care mă preocupă în seara aceasta, și anume, aș vrea ca fiecare dintre noi să se plece acasă răsplătit de Domnul. Nu știu dacă v-ați rugat toți, nu știu dacă ați cântat toți, dar eu știu că cel ce se roagă și cel ce cântă este răsplătit de Domnul. Așa că o să rog grupul de laudă și închinare, laudă la adresa Domnului, să vină aici în față să cântăm o cântare, ei numai să vă dea tonul dumneavoastră și dumneavoastră să cântați. Aș vrea să cântați o cântare și să aud biserica cum cântă, să fiu sigur că în seara asta plecați acasă răsplătiți toți. Amin? Mă ajutați să cântați cu mine o cântare. Cântarea pe care o iubește biserica, cea pe care o cântați de obicei cu biserica. Nu știu cât sunteți din loc, cât sunteți din loc, nu ridicați mâna. Bun, cât sunteți din afara bisericii, ridicați mâna. Cât sunteți, oh, Domnul să vă binecuvânteze. Deci are să găsim o cântare, să știm să o cântăm toți și cei ce sunt în afara acestei biserici. Nu vă mai uitați unul la altul, cântați. Veniți și cântați o cântare împreună cu biserica și după ce dăm tonul, vă lăsăm pe dumneavoastră să cântați, să lăudați pe Domnul. Bun este Dumnezeu cu noi, așa este? Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o zi splendidă. Am plecat pe minus 5 grade din București, era atât de urât, ploua, era frig și am venit aici, soare, extraordinar de frumos, Domnul e bun și cu mine, Domnul e bun și cu voi. Câți dintre voi ați mâncat astăzi? Mâna sus! Dumnezeu să vă binecuvânteze, deci o să cântați bine atunci. Dacă ați mâncat, înseamnă că o să cântați cu putere, nu? Câți dintre voi iubiți pe Domnul? E, atunci să cântăm acestui Dumnezeu pe care să-L iubim numai cu o mână ridicată, ci și cu o voce înălțată. Amin? Când în zare se ivește solul celui necurat, ziceți voi, așa să fie. Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul. Dumnezeu e tăria mea de post pentru suflet.
Și multe lucruri de care am fost sigur ieri nu mai sunt la fel astăzi. Dar indiferent, Doamne Dumnezeu nostru, ce se va întâmpla cu pământul acesta, indiferent ce se va întâmpla, Doamne Dumnezeul meu, cu serviciul în care eu sunt, indiferent, Doamne, dacă voi mai avea mâine sănătate sau nu, un lucru totul știu, Doamne, că Tu ești Dumnezeul cel Sfânt și puternic. Doamne Dumnezeul meu, am învățat de-a lungul timpului că nu mă pot mizui pe mine. Amin. Am făcut promisiuni mari și am săvârșit fapte mici. Doamne Dumnezeul meu, Tu ești Dumnezeul care ai cuvinte mari și fapte mari. De aceea, Doamne, ne mizuim pe Tine în această seară și spunem cu toții, binecuvântat să fie numele Tău. Slavă și mărire Ție, Doamne. Binecuvântată fie prezența Duhului Sfânt. Dăruiește-ne cuvintele Tale. Dăruiește-ne ungerea Duhului Sfânt. Dăruiește-ne înțelepciune în această seară. Stai de vorbă cu noi, Tată, și binecuvântează fiecare sufletul. Mărire Ție, Tată. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Așa de mult îmi place închinarea dumneavoastră că mă rog lui Dumnezeu să nu vă încurc cu predica mea. Voi vă rugați frumos și cântați bine și aș dori în toată inima ca la sfârșitul predicii să nu vă fi pierdut elanul, ci să avem mai mult entuziasm și să avem mai multă putere în Domnul. M-am gândit în seara aceasta și m-am rugat lui Dumnezeu întrebându-L care ar putea fi gândul Lui pentru noi și cum am putea să slujim lui Dumnezeu mai bine. Și am ajuns la convingerea că unul dintre lucrurile care lipsește multora în ziua de astăzi, unul dintre lucrurile pe care l-aud des spunându-se, cel puțin printre cei tineri, dar nu numai, este, frate, aș sluji Domnului dacă aș avea mai mult curaj. Nu știu dacă ați băgat de seamă, dar mulți oameni în ziua de astăzi se tem. Mulți oameni în ziua de astăzi sunt speriați, mulți oameni se uită la ei înșiși și spun, eu nu mă văd în stare să fac lucrarea lui Dumnezeu și nu mă simt capabil să fac ceva pentru Dumnezeu. Aș vrea să fac ceva pentru Dumnezeu, dar nu mă văd în stare. Îmi lipsește puterea, îmi lipsește tăria, îmi lipsesc resursele. Mă uit la mine, mă uit la Dumnezeu, simt nevoia să-L slujesc pe Dumnezeu, dar nu mă văd în stare. Și multora dintre noi în zilele acestea îmi lipsește curajul. Mai ales atunci când se întâmplă să dai peste poveri, să dai peste necazuri, să dai peste încercări felurite. Și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre curaj. Cum găsim noi curajul acesta? Și, pe urmă, ce înseamnă curajul de care am avea nevoie să-L slujim pe Dumnezeu mai bine? Iubiții Domnului, din toată inima mea aș dori că în această seară Dumnezeu din cer să vă ajute să fiți foarte aproape de sufletul meu, pentru că nu o să vorbesc lucruri pe care dumneavoastră le-ați auzit mereu, ci poate o parte din lucruri sunt dintr-o perspectivă nouă, așa că o să am nevoie de ochii voștri, de urechile voastre, să fie concentrate, pentru că alminter, nu știu dacă v-ați înțelege. Marți a venit la noi în adunare, marți fiind o seară de tineret în București, o seară binecuvântată în care vin sute de tineri, marți a venit un bilețel la mine și pe bilețelul acela scria în felul următor, zice... Astăzi, zice semnatarul acelui bilet, un tânăr, deci astăzi este ziua mea de naștere. Zice, eu după ce plec de aici din biserică, n-am unde să mă duc și nu știu unde voi dormi la noapte. Zice, eu prea mult, zice, nu cred că o să mai trăiesc, prea mult nu-mi doresc, zice el, să trăiesc, dar îi mulțumesc lui Iisus Hristos că m-a mântuit. Ăsta a fost biletul. N-a cerut nimic omul acela, decât a zis, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a mântuit. Dar era un tânăr care era ziua lui de naștere și îl cunosc. N-are mamă, n-are tată și într-un mod real n-avea unde să doarmă în acea seară, pentru că este un tânăr abandonat, care trăiește de pe o zi pe alta, încercând să stea și el în picioare. Să te gândești la lucrul ăsta, că atunci când pleci din adunare, nu știi unde te duci în seara respectivă, dar tu ești un tânăr botezat și ești un tânăr al lui Iisus Hristos, îți pui o întrebare dacă nu cumva curajul, așa cum îl înțelegem noi, ar trebui privit dintr-un unghi diferit.
Foarte mulți de noi când se gândesc la oameni curajoși, se gândesc la oameni care fac fapte mărețe. Oameni care au proiecte colosale, oameni care fac lucruri deosebite. Dar dacă stai și te gândești la Nicolae, băiatul care mi-a trimis mie acest bilet, îți dai seama că de fapt curajul ar putea să fie înțeles altfel. Curajul ar putea să fie înțeles ca puterea de a face lucruri mici într-un mod măreț. Poate că pentru unii curajul nu înseamnă să ai proiecte extraordinare, ci poate că curajul în zilele noastre este să ai tăria să-ți duci ziua până la sfârșit, să pui capul pe pernă, să spui: Doamne, te rog, dă-mi putere să trăiesc și pentru ziua de mâine. Mulți oameni pe care eu astăzi îi cunosc și care îmi spun: nu știu dacă o să pot duce la bun sfârșit ziua de astăzi. Nu știu dacă ați băgat de seamă că în ultima perioadă de timp oamenii trăiesc atât de greu. Oamenii sunt atât de apăsați, mulți dintre ei sunt bântuiți de gândul că ar vrea să termine cu viața asta. Mulți dintre oamenii pe care îi cunosc le pare rău că s-au născut în timpul acesta și sunt oameni atât de apăsați. Poate că ar trebui în această seară, când vorbim despre curaj, oameni buni, să nu gândim că curajul înseamnă să facem neapărat lucruri mărețe, ci poate că uneori curajul înseamnă să faci lucrurile mici cu măreție. Pentru că de multe ori, dragii mei, noi credem că a fi curajos înseamnă să te duci, să te lupți cu nu știu ce situație, să ai nu știu ce proiect extraordinar văzut de toți. Dar poate că curajul, așa cum îl înțelege Domnul, este să te ridici dimineața din pat când te doare tot trupul și să continui să mergi la serviciu, pentru că alminteri știi că n-ai ce să aduci în casa ta. Poate că curajul înseamnă să continui să te ridici ca mamă și să gătești și să speli și să faci curat în casă și nu știu câta oară să faci lucrul acesta din nou și din nou. Poate că el, curajul, este văzut într-un mod greșit, pentru că noi suntem alimentați din nefericire cu tot felul de scenarii. Suntem obișnuiți să-i vedem pe eroi zilelor noastre. Suntem obișnuiți să gândim în termeni din aceștia, dacă se poate, de Hollywood. Dar poate că curajul nu înseamnă în mod necesar faptul de a face lucruri mărețe, cât faptul de a face lucrurile obișnuite ale vieții cu măreție. Cum adică cu măreție? Să fac lucrurile obișnuite ale vieții ca pentru Dumnezeu. Nu cere Dumnezeu să reușești. Este unul dintre lucrurile cu care încerc mereu să-i conving pe tineri. Dumnezeu nu cere să reușești. Cei mai mulți dintre tinerii pe care îi cunosc sau oamenii care slujesc au căzut și nu mai vor să slujească, pentru că au zis: uite-te, zice, la ceea ce am făcut, n-am reușit în ceea ce am făcut. Dar Dumnezeu nu-ți cere să reușești, prietene. Dumnezeu îți cere să încerci, mărit fie numele Lui. Pentru că Biblia spune că Domnul Iisus Hristos zice: îndrăsniți, căci eu am îndrăsnit și am biruit. Biruința nu e a mea, biruința este a Lui. Eu trebuie să am doar îndrăsneala de a lupta, mărit să fie Dumnezeu. Să vedeți ce înseamnă până la urmă curaj. Curajul ce înseamnă? Curajul înseamnă până la urmă îndrăsneala de a te duce și a te bate cu cineva. Ce înseamnă îndrăsneala? Faptul de a mă duce la sală să pun pe mine o tonă de mușchi. Și atunci eu pot să fiu tare și să mă bat cu oricine. Și să-mi până la urmă acest curaj pe care îl vrem noi și dorim să-l avem. Ce înseamnă curajul? Să fii îmbrăcat din cap până în picioare după ultima revistă de modă și să ai o mașină tunată, să ai o motocicletă care este puternică. Ce înseamnă până la urmă curaj, oameni buni, în ziua de astăzi? Ce înseamnă să fii curajos? Oare curajul este ceva care se vede la exterior? De ce sunt oamenii curajos? De ce ești tu curajos? De ce spui tu: voi rămâne credincios Domnului până la moarte? Pentru că ai o casă unde să stai? Pentru că încă ai sănătate în trupul tău? Pentru că încă îți merge bine pe pământul acesta? Oare curajul stă în faptul de a ne uita la lucrurile din jurul nostru și a spune: totul e bine și atunci am curaj să trăiesc cu Domnul? Oare asta înseamnă curajul? Aș vrea să spun în numele Domnului Iisus Hristos că Biblia, și în seara aceasta vreau să vorbesc despre acest tip de curaj, Biblia spune că curajul n-are legătură cu lucrurile din afară. Curajul nu se bizuie pe circumstanțe. O, zici tu, sunt și eu astăzi bine și am curajul să fac lucrul acesta. Biblia spune că el, curajul, nu se bizuie pe lucrurile din afară, ci curajul, spune cuvântul lui Dumnezeu, este de fapt o tărie interioară. Robul meu, Caleb, spune Biblia,
Și robul meu Iosua, spune Biblia, au fost însuflețiți de un alt fel de duh. Pentru că Dumnezeu spune că nu circumstanțele exterioare sunt acelea după care va fi măsurat curajul tău, ci curajul este atitudinea interioară a inimii noastre. Este percepția, modul în care vedem realitatea. Biblia spune, pot să se clatine munții și dealurile, dar dragostea lui Dumnezeu nu se va depărta de la noi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu în lăuntru meu mă zidesc împreună cu Dumnezeu, pentru că El, curajul, este aici în lăuntru, nu este aici în afară. Curajul nu înseamnă să ai diplome, curajul nu înseamnă să ai bani, curajul nu înseamnă să ai putere fizică, curajul nu este dat de faptul că ești înalt, că ești frumos, că ești plăcut. Curajul este dat de o percepție lăuntrică pe care numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-o dă. Amin. Faptul de a rămâne în picioare, faptul de a vedea lucrurile diferite și într-un mod extraordinar de important, trebuie să înțelegem în această seară că El, curajul, dragii mei, nu se bizuie pe circumstanțe. Vreau să spun adevărul. Cei mai mulți oameni spun astăzi în felul următor: frate Florin, ce să slujesc eu lui Dumnezeu? Mie nu mi-ajunge timpul nici să fac lucrurile care îmi trebuie pentru casa mea. Nu mai am timp să fac absolut nimic. Frate, sunt descurajat, nu mă bagă nimeni în seamă. Frate, sunt într-o biserică în care nimeni nu mă pune să predic. Frate Florin, îmi dau seama că, de fapt, în România asta nu mai este de trăit. Toți facem aceeași greșeală să înțelegem că El, curajul, este determinat de circumstanțe. Ce curajoasă ești tu, pentru că ai prins curaj, pentru că în seara asta ai cântat. Și dacă nu mai cânți peste o săptămână, te-ai înmuiat și nu mai ai curaj. Asta înseamnă să te bizui pe circumstanțe exterioare. Dar curajul, așa cum îl înțelege Dumnezeu, nu este acela care stă cu ochii pe lucrurile exterioare, ci curajul înseamnă să fii însuflețit de un alt fel de duh. Amin. Ajută-ne, Doamne. Vreau să vă spun în această seară și vreau să-l uimesc pe pastorul vostru. O să vreau să-l uimesc pe Marius în această seară prin faptul că o să fiu pocăit și închei foarte repede. N-ar fi o idee bună. Să închei la timp. Deci, e atât de speriat este Marius că mi-a dat o oră jumate. De data trecută a rămas cu o traumă, probabil, din cauza mea. Dar aș vrea în seara asta să închei la vreme. Și Domnul să-l binecuvânteze și pe el și pe mine. Mulțumesc. Iubiții Domnului, haideți să ne uităm un pic la contextul biblic. Când Dumnezeu a spus că Iosua și Caleb au fost însuflețiți de un alt fel de duh, unde rostește Domnul aceste cuvinte? În ce circumstanțe? Biblia spune că erau la Kadesh Barnea, erau la hotarul țării promis. Ce Dumnezeu v-a adus la hotarul țării promis. Deci de aici încolo veți păși în țara pe care eu v-am promis. Și atunci Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, zice: am să trimit 12 iscoade ca să poată să vadă cum este țara aceasta și să aducă vești. S-au dus aceste 12 iscoade să aducă vești. Și când s-au întors, 10 dintre ele au adus, de fapt, toți cei 12 au spus același lucru până la un punct. Ce au spus? Este o țară în care curge lapte și miere. Au adus un strugure. Știți pe ce l-au adus? Pe prăjină. Doamne, ce mi-aș dori și eu un strugure. Adică doi inși purtau un strugure. Extraordinar. Ce fel de pământ era acela? Ce fel de sămânță era aceea? Vă spun eu cum era. Binecuvântată. Știți cum este? Câți dintre noi n-am vrea o binecuvântare cât strugurile alea? Toți am vrea o binecuvântare cât strugurile alea. În schimb, avea luptele noastre să fie cât acul de gămălie, așa e? Lupte mici și struguri mari. Dacă s-ar putea, ar fi extraordinar lucrul ăsta. După ce au spus, țara aceasta este o țară în care curge lapte și miere, e grozavă, au venit cu un cuvânt ciudat. Deci arma satanei este acest cuvânt. Zice, acolo curge lapte și miere, e bine, e frumos, dar... Și ce spun psihologii? Psihologii spun în felul următor: dacă cineva îți spune, ești frumoasă, ești deșteaptă, ești educată, dar, după ce spune cuvântul dar, să uiți tot ce a fost rostit înainte, că adevărul urmează numai după dar. Asta sunt psihologii. Și niciodată să nu iei în considerare ce se spune înainte de cuvântul dar, că până atunci e numai politețe. Ești frumoasă, ești deșteaptă, ești nu știu cum, dar, ce urmează după dar este adevărata lui părere despre tine. Dar ești așa, 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 așa. Și atunci asta este adevărul. Cuvântul ăsta a nimicit mult timp curajul nostru. Da, e adevărat, Domnul m-a chemat, Domnul m-a zidit, Domnul mi-a spus, Domnul mi-a trimis un vis. Dar,
Nu le-ai spus. O, nu, alții. Eu nu l-am spus. Dar ăsta este un cuvânt pe care Biblia spune că l-au folosit 10 dintre cei 12. Și cuvântul acesta, dar, dragii mei, este un cuvânt care nimicește în lăuntru tăria noastră, nimicește în lăuntru puterea noastră. Ce zice la un moment dat Caleb? Zice, mă, oameni buni, zice, decât să ne consumăm forțele certându-ne pe ceea ce am văzut, mai bine hai să ne unim forțele și să nu le consumăm certându-ne, ci să le consumăm luptându-ne și ducându-ne acolo. Pentru că Biblia spune că în țara aceea erau și uriașii lui, știți voi, da? Anac. Erau și uriașii lui Anac. Haideți să mergem mai departe. Ce spun cei 10 bărbați? Ei spun în felul următor. Zic ei, nu putem să ne suim împotriva acestui popor, căci este mai tare decât noi. Și aici este un lucru interesant, dragii mei, pe care va trebui să-l înțelegeți întotdeauna când folosim cuvântul dar. Vă deranjează că vine așa aproape de voi? La mine în biserică, dacă prind că cineva doarme, mă duc până în spate, unde doarme și îl trezesc, nu cumva să-l prindă somnul morții. Iubiții Domnului, vreau să vă spun următorul lucru. Zic ei, zice, noi nu putem să luptăm împotriva acestui popor, că este mai tare decât noi. Dar de unde și-au dat seama că este mai tare decât ei? Vă spun eu de unde, din imaginație, pentru că n-au luptat niciodată. Stând pe scaun, în poziția gânditorului, și atât îi seama că nu pot birui. De cele mai multe ori în viața noastră, dragii mei, cel rău va veni să ne aducă în imaginația noastră această idee că noi nu putem face nimic. Și am vrut să vă spun un lucru, dragii mei, care nu prea e spiritual, vă rog să mă iertați, ăsta mi-a trecut prin minte, așa sunt eu mai slab la capitolul ăsta. Mi-aduc aminte de cineva care zicea, avea o rugăciune, zice, Doamne, dă-mi o mașină, nu, zice, Doamne, dă-mi o mașină și te rog să-mi o aduci în fața porții. Doamne, dă-mi o mașină și adu-o în fața porții. El se ruga, Doamne, dă-mi o mașină, Doamne, dă-mi o mașină pentru lucrare, zice el, și adu-mi-o în fața porții. Doamne, te rog să-mi aduci mașina pe care mi-ai promis-o în fața porții. La care la un moment dat își dă el seama că el n-avea poartă. El n-avea poartă, el n-avea casă, zice, o, ce rău m-am rugat eu. Așa se întâmplă de cele mai multe ori cu noi. Nici nu plecăm să luptăm, nici nu plecăm la război. E ca și atunci când te rogi, Doamne, ajută-mă să iau la facultate, Doamne, ajută-mă să iau la facultate. Te rogi vreo 3 ani, dar niciodată nu te înscrii. Ajută-mă, Doamne, să iau la facultate. Cum ai vrea să iei la facultate dacă nu te înscrii? Cum ai vrea să reușești în viață dacă nu dai examen? Cum ai vrea să vezi că Dumnezeu lucrează dacă nu faci niciun pas? Nu, stăm pe scaun, Doamne, sunt mai tari decât noi. Suntem terminați, Doamne, n-avem nicio șansă. Nu sunt locuri de muncă, dar pășește! Orice călătorie, cât de lungă ar fi, începe cu un pas. Și dacă îl faci în numele lui Iisus Hristos, nu știi ce iese. E drept ce spun eu în seara aceasta. Stăm și spunem, sunt mai tari decât noi. De unde știi? Că n-ai scos sabia din teacă. De unde știi că n-ai nicio șansă? Că n-ai luptat niciodată? Dar zice Biblia că acești oameni au înnegrit țara aceasta. Așa este expresia Biblia. Au înnegrit. Adică, ce se întâmplă? A venit Satana și a dat cu negru de fum. Gata, deodat. Nu mai vezi bine. Până atunci n-avea nicio problemă. Și spuneai, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. A venit Satana cu necazurile și când ai necazurile și probleme, pac, a dat cu negru de fum. Ce mai vezi? Nimic, s-a terminat, nu mai pot. Doamne, sunt o lăcustă, o insectă, ei sunt niște uriași. Ce ești, o lăcustă? Păi asta ar vrea Satana, să ne vedem ca niște insecte. Eu vreau să vă spun în această seară că întotdeauna Satana lovește în identitatea noastră de copii al Dumnezeu. Și ce au spus acești 10 oameni? Pe lângă acești uriași, noi suntem ca niște, ziceți voi, lăcuste. S-a uitat Dumnezeu și a zis, dar ce eu cresc lăcuste în biserică? Dar ce zice Dumnezeu, tu nu ești copil de Dumnezeu? Când ai intrat în apa botezului, n-ai zis, Doamne, te urmez până la sfârșitul vieții mele? Dar n-ai zis tu că ești copil de Dumnezeu, născut din Dumnezeu? Păi dacă tu ești născut din Dumnezeu, cum adică vine cel rău și îți dă cu negru de fum și din toată te vezi cum? Te vezi lăcustă. Doamne, sunt lăcustă. Păi de asta este o jignire la adresa lui Dumnezeu. Păi să vină la mine fetele mele să spună, tată, suntem două lăcuste. Eu spune, cum e că mă sunteți două lăcuste? Dar eu ce sunt eu? Lăcusta șefă? Deci m-a simțit jignit să-mi spună că sunt două lăcuste. Dar eu sunt om și ele s-au născut din mine că sunt om. Dar cum or fi când Dumnezeu se uită la noi și spune, Doamne, niște pipiriți suntem, Doamne, niște scame.
Niște frunze purtate în vânt. Nu, zice Dumnezeu, n-acceptați ca cel rău să vă dea cu fumul acesta și voi să vă vedeți în felul acesta. Și voi, zice, trebuie să aveți o percepție interioară. Voi trebuie să aveți altfel de ochi în lăuntru vostru. Și atunci, cum o să am eu altfel de ochi în lăuntru meu? Cum o să am eu altfel de percepție? Cum o să am eu acest altfel de duh? Vine sezonul. Vine sezonul în ianuarie. Mă plimb mult, așa e? O să aveți de muncă seara asta. Dar sunteți foarte împrăștiați, nu în sensul figurativ, ci în sensul propriu, că e lungă sala. Și eu nu vă cuprind pe toți. Dacă n-am contact vizual cu voi, mi se pare că nu reușesc să transmit mesajul. Iertați-mă, poate că este o lipsa mea. Luați-o ca atare. Vă rog frumos și îngăduiți-mă în felul acesta. Dacă ar fi după mine, m-aș așeza în mijlocul vostru. De altfel, îl înțeleg atât de bine pe Domnul Iisus Hristos, care stătea cu ucenicii și le vorbea așa, știți, foarte, foarte apropiat. Bun. Iubiții Domnului, vreau să învățați în seara aceasta, în acest prim punct, următorul lucru. Toată viața mea mi-a fost frică. Ascultați-mă ce vă spun. Eu nu știu ce impresie aveți dumneavoastră despre mine. Dar ați auzit, maică a luat un avion foc, maică m-a lovit un tir, am pierdut casa, mi-am pus copilul în cimitir, ani de zile părinții mei nu mi-au dat absolut niciun telefon. Foarte multe lucruri s-au întâmplat de-a lungul timpului. Foarte multe lucruri. Am trecut prin lucruri ca și dumneavoastră. Nici mai mari, nici mai mici. Dar vreau să vă spun în seara aceasta să vă mărturisesc un lucru. În cazul în care dumneavoastră mă vedeți un lucrător cu putere, poate un lucrător cu curaj, care merge des, toată viața mea mi-a fost frică și astăzi mi-a fost frică. Și în fiecare zi a vieții mele mi-e frică. Și vreau să vă spun că de cele mai multe ori am întrebări la care n-am răspuns. Dar am înțeles un lucru, că adevăratul curaj este să ai frică. Dar când ai frică, îți pui rugăciunea. Pentru că nu este mai mult curajul decât o frică care și-a spus rugăciunea. Pentru că marea slăbiciunea noastră este că atunci când este frică, în loc să facem ceea ce trebuie, facem ceea ce nu trebuie. Pentru ca să devii un om puternic, pentru ca să devii un om curajos, pentru ca să ai o altfel de percepție interioară, va trebui să înveți un lucru. Curajul este o frică care și-a spus rugăciunea la vreme. Eu când am frici din acestea și teme din acestea, știi ce fac? Mă duc la rugăciune. Dar tu, femeie, când ai o îngrijorare, când ai un necaz, când ceva ți-e frică de ziua de mâine, zici ce faci? Fugi la rugăciune. La rugăciune, la rugăciune. Unde? La rugăciune. Mi-e frică, la rugăciune. Mi-e frică, la rugăciune. Și în fiecare zi, ori de câte ori ți-e frică, ori de câte ori ești îngrișorat de ceva, du-te și roagă-te, intră în cămăruță. Eu când m-am dus în cămăruță, n-am primit de la Dumnezeu răspunsuri extraordinare. Nu mi-a zis Dumnezeu, acum te ridici, o iei la dreapta, mai mergi 5 străzi, apoi o faci la stânga, apoi suni acolo și... Nu! Dar și ce am primit? Am primit în lăuntru meu o putere de a merge înainte. Am zis, nu știu ce va face Dumnezeu, dar m-am ridicat și cred că Dumnezeu din cer mă va binecuvânta. Cred că Dumnezeu mă va ajuta. N-am primit soluții practice, dar am primit în lăuntru meu o putere. Pentru că Dumnezeu spune, curajul înseamnă să fii însuflețit de un alt fel de duh. Dumnezeu spune, nu vă mai bizuiți pe circumstanțe. Nu credeți că curajul se alimentează din contul vostru bancar. Curajul nu se alimentează din sursa prietenilor pe care le ai. Curajul se alimentează din Duhul Sfânt. Și asta înseamnă să ai o percepție interioară care să fie diferită. Nu știu ce va veni mâine, dar eu vreau să fiu însuflețit un altfel de duh. Pentru că nu contează ce va veni mâine, câtă vreme în mine locuiește tăria lui Dumnezeu. Asta contează. Deci, până la urmă, curajul este o frică care s-a spus rugăciunea. Haideți să fim cinstiți, oameni buni, fiți cinstiți. Spuneți drept înainte de Dumnezeu. Cât ori de aici le-a fost măcar o dată în viață frică? Să ridice o mână. Doamne, îți mulțumesc că aici sunt oameni sinceri. Aleluia. Slavă Domnului că nu mințiți. Pentru că asta este realitatea. Mi-a fost frică de una, mi-a fost... Când m-am căsătorit, mi-a fost frică că nu o să aduc pâine acasă. Mi-a fost frică că nu o să am casă. Mi-a fost frică că nu o să am un serviciu. Când am avut serviciu, mi-a fost frică că nu o să pot să-l țin. Când am intrat în biserică, mi-a fost frică că o să păcătuiesc. Când am fost pentru prima dată însărcinat să fac un lucru, mi-a fost frică că o să eșuez. Toată viața mea. Și în seara asta, când am venit în mijlocul vostru, m-am gândit, Doamne, e posibil să nu iasă nimic. Și mi-a fost teamă că nu o să iasă ceea ce vrea Dumnezeu. Și am stat cu capul în jos și mi-am făcut rugăciunea și am zis, Doamne, Dumnezeul meu, încredințez ție lucrul ăsta. Și atunci m-am ridicat cu ceva înăuntru. Pentru că asta vrea Dumnezeu, să avem un alt fel de duh, să fim însuflețiți de un alt fel de duh. Nu mai sta cu ochii pe lume, nu mai sta cu ochii pe împrejurări, nu mai sta cu ochii pe buletinul meteo, nu mai sta cu ochii pe statistică. Du-te și roagă-te ori de câte ori ți este frică. Și atunci o să devii un om puternic, o să devii un om curajos.
Slăvit să fie Dumnezeu! Slavă Domnului! Mărire lui Iisus Hristos! Iubiții Domnului! Vedeți dumneavoastră, când mă întâlnesc cu oameni cărora le este frică și care îmi spun despre necazurile lor, când mă întâlnesc cu oameni care la un moment dat îmi spun, frate Florin, eu nu mai am nicio șansă, atunci eu le spun de fiecare dată același lucru. Am zis, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, dă-ți jos ochelarii pe care ți-ai pus singur și du-te și intră în cămăruță și roagă-L pe Iisus să te spele cu apă vie pe ochi. Pentru că, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Când eu mă întâlnesc cu oameni care cărora lipsește curajul și le lipsește puterea, ascultați-mă ce vă spun. Le spun mereu același lucru. Prietene, e drept ce spun eu că tu de multă vreme nu te mai rogi. Întotdeauna când îți lipsește curajul în viață, e semn că nu te mai rogi de mult. Pentru că am să vă spun un lucru, dragii mei, ori de câte ori intru în cămăruță și mă rog lui Dumnezeu, mă umplu de putere. Mă umplu de credință. Văd ceea ce alții nu văd. A zis Caleb, zice, voi vedeți uriașii? Eu îl văd pe uriașul uriașilor, al cărui nume este Domnul. Ei n-au nicio șansă, îndrăsniți să luptați. Voi vedeți ceea ce vedeți, pentru că inima voastră este o inimă care nu se mai roagă, v-ați înmuiat. Stătea Ana și spunea, Doamne, an după an sunt amărâtă și batjocorită. An după an trăiesc cu acest sentiment al jignirii permanente. Și ce făcea Ana? Nu răspundea, nu se ducea să dea raportul, nu se plângea celor din stânga și din dreapta, nu cerea socoteală lui Elcana, spune Biblia, venea și vărsa inima înaintea lui Dumnezeu. A avut vreun efect? Vă întreb, a avut vreun efect? Într-o zi l-a înălțat pe Samuel și a zis, iată răspunsul lui Dumnezeu. Ce înseamnă curajul? Curajul este o frică care și-a spus rugăciunea la timp. De a ne înhață cel rău. Erau doi băieți, pășteau vacile. Și pentru că se plictisea, unul dintre ei a început să arunce cu pietre într-un taur. Pac, pac, arunca cu pietre într-un taur. La care știți cum e taurul? Stă ce stă, dar și când nu mai stă. S-a nervat taurul și a început să fornăie, să dea să scapere din copite și a plecat spre cei doi. Când au văzut ei că taurul aleargă spre ei, unul dintre ei zice, ce facem acum? La care celălalt îi spune, să ne rugăm? La care celălalt îi spune, fugi, zice, și roagă-te! Fugi și roagă-te! Oameni buni, pe pământul acesta, în mijlocul greutăților și când vin un necaz, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, du-te, dar nu uita să te rogi. Aleargă și roagă-te. Roagă-te și aleargă. Aleargă și roagă-te. Nu-i om pe pământul acesta curajos. Nu-i om, că noi vrem să pozăm. Frate, nu mi-e frică mie de criză. De el se gândește la economiile pe care le are în bancă. Frate, nu mi-e frică mie că îmi pierd locul de muncă, că se gândește la prietenii pe care are. Dar eu vreau să vă spun un lucru, dragii mei. De câte ori în viața aceasta, și am stat de atâtea ori în viața aceasta, de câte ori am spus lui Dumnezeu, mi-e frică, Doamne, dar m-am rugat spunând, ajută-mă Tu. Vă spun în numele Domnului Iisus, ceva miraculos s-a întâmplat. Ori de câte ori am zis, sunt tare, mă duc, fac, dreg, o să rezolv, m-am întors ca unul care a fost plouat. Și de ce? Pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Slăvit să fie Domnul. Punctul numărul 2, sunteți atenți? Vreau să vă spun, dragii mei, că curajul mai înseamnă un lucru. La un moment dat, și vreau să vă întreb în seara aceasta, dar să fiți sinceri, sunteți conectați sau ați plecat acasă? Cine a auzit de următorii? Shamua, Hori, Igual, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Geuel. Cât ați auzit de ei? Mâna sus. Bravo, pocăiți. Din ăștia cu Biblia. Unul a ridicat mâna. De dacă mă puneați pe mine înainte să fac studiul ăsta să ridic mâna, nici eu nu ridicam. Dar acum că l-am făcut studiul, a trebuit să ridic și eu. Adică pot să ridic și eu mâna. Cine sunt ăștia? Ăștia sunt cele 10 iscoade care au pierit. Sunt 10 iscoade care au zis ei, vai, zic ei, cum adică să intrăm să luptăm cu uriașii? Mă, dar ești inconștient? O să murim! Ăia ne vor strivi ca pe niște lăcuste. Eu vreau să trăiesc! Au zis ei 10, noi vrem să trăim, noi nu vrem să murim. Cum să mergem să luptăm? Că trebuie să ne scăpăm viața.
Curajul, iubiții Domnului, înseamnă să simți gustul morții doar o dată în viață. Curajul înseamnă să simți gustul morții doar o dată în viață. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune în Matei, cine va voi să-și câștige viața, o va pierde. Și cine și-o va dărui pentru mine, o va câștiga. Cei 10 au zis, nu lupt, nu vreau să mor, vreau să trăiesc. Și ce spune Biblia? Că Dumnezeu din cer, după cuvintele acestei, a lovit cu o moarte năprasnică. Oamenii care au vrut să trăiască au murit. De ce? Pentru că de cele mai multe ori în viață motivația noastră pentru a fi lași și pentru a nu avea curaj este vrem să trăim. Și Dumnezeu spune, dar e paradoxal, măi, pentru că tocmai voi muriți în mai multe feluri de multe ori. Și ați vă spun un lucru, dragii mei. Am stat de vorbă cu oamenii în vârstă. Mie mi-e drag să stau de vorbă cu oamenii în vârstă. Vă spun de ce. Înveți de la ei niște lucruri fenomenale. Știți care sunt cuvintele pe care le-am auzit des în viața unor oameni care au fost în vârstă? Îmi pare rău, zici. Regret că. Aș fi vrut să. Astea sunt sintagmele pe care le aud des. Îmi pare rău. Regret. Aș fi vrut să. Și îmi dau seama că, de fapt, Satana face un lucru în viața noastră. Ne omoară în fiecare zi de mai multe ori. Știți cum? Refuzând lupta. Aia n-o faci, aia n-o faci, aia n-o faci. Și te trezești că ai 50 de ani, că te trezești că ai 60 de ani și nu mai poți face lucrarea lui Dumnezeu. De ce? În seara aceasta eu spun în felul următor. Decât în fiecare zi să mor de mai multe ori, 31 decembrie. Ați auzit că vine 31 decembrie. Și venim înaintea Domnului. Noi, pioși, smeriți. Eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da. Iisuse, doar... Păstrează-o, ce Domnul. Păstrează-o liniștit că nimic n-ai făcut pentru mine. Tot anul acesta nu m-ai promis și n-ai făcut nimic. În fiecare zi, dragii mei, murim câte puțin din pricina faptului că nu facem lucrarea lui Dumnezeu. Ne stingem cu zile înaintea lui Dumnezeu, pentru că noi se stinge ce? Se stinge entuziasmul și râvna pentru Dumnezeu. Aia nu o face, aia nu o face, ce? Vreau să trăiesc. Tu nu spui vreau să trăiesc, pentru că tu nu te lupți cu uriașii lui Anac, tu spui vreau să trăiesc mai bine. Vreau să trăiesc și eu confortabil. Lasă să-mi fac și eu mai întâi rostul în viață. Îți faci rostul în viață, Doamne, să am și o fată care îmi trebuie, casa care îmi trebuie, copiii care îmi plac mie și când te trezești, oricum nu mai ești bun de nimic. Pentru că slujirea are întotdeauna ceasul acum, aici, imediat, nu mâine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că întotdeauna în privința aceasta a luptelor care trebuie date și a biruinței pe care trebuie să o ai, în primul rând va trebui să reziști asupra presiunii de grup. Și ascultați-mă în numele Domnului Iisus Hristos ce vă spun acum, va trebui să reziști asupra presiunii de grup. În toată viața mea, nu cred că mi-au făcut rău oamenii din afară când mi-au făcut rău oamenii din lăuntru. Pe mine nu lumea m-a descurajat să-i slujesc lui Dumnezeu, lumea m-a motivat să-i slujesc Dumnezeu, pentru că am văzut cât de prăpădiți și căzuți și atunci m-am întărit în chemarea pe care o am. Pe mine m-au dărâmat oamenii din lăuntru. Presiunea care se exerce asupra noastră nu este din partea celor din afară, este din partea celor din lăuntru. Pentru că cei din lăuntru spun, nu-i vremea ta, nu-i încă timpul, mai stai, mai citește, mai roagă-te, mai fă nu știu ce. Și de cele mai multe ori suntem descurajați în eforturile noastre. Va trebui să reziști presiunii de grup și să înțelegi în seara aceasta un lucru. Mântuirea este individuală, judecata este individuală. Când vei sta în cântarul dreptății lui Dumnezeu, nu va conta ce a spus cel din stânga și din dreapta, va conta ce ai făcut tu. Cântă, roagă-te, aleargă, slujește, dăruiește, fă tot ce poți, Dumnezeu să-ți ajute. Nu am făcut bine, Doamne. Dumnezeu spune, nu ți-am cerut să faci bine, ți-am cerut să începi să faci. Eu sunt cel ce biruie, eu duc la bun sfârșit ce am început. Nu te preocupa de lucrul ăsta. Ce ești tu, un copil? I-a zis tata unui copil, adu-mi un pahar cu apă. S-a dus copilul, a dat drumul la apă, dar știți cum e, presiune mare, a băgat paharul. Mai mult a țâșnit jumătate de apă din pahar. A mai venit jucându-se, a vărsat tot paharul. N-a tată paharul. Cu apă, care apă? Paharul gol. Ce-a făcut taică-s-o? L-a luat la mângâia pe crește. Mulțumesc că mi l-a adus. S-a dus și a turnat apă și a băut. Așa face și Dumnezeu cu noi, prieteni. Ce-i dau eu lui Dumnezeu? Ce-i dau eu lui Dumnezeu? Ce n-are Dumnezeu să-i dea Ianovici? Ce n-are el? Are totul. A cerul și pământul sunt al lui Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să vadă un lucru, vrea să vadă că eu rezist presiunii și merg înainte, pentru că Dumnezeu m-a chemat, pentru că Dumnezeu așteaptă ceva de la viața mea, pentru că Dumnezeu m-a mântuit cu un scop, nu să am o etichetă să spun mântuit spre cer călătoresc, cum, dormind, nu,
Trebuie să fac ceva pe pământul acesta. Dumnezeu să ne ajute. Curajul înseamnă să reziști presiunii. Fă ceea ce ai de făcut. Fă ceea ce spune inima ta că trebuie să faci. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. O să fac un mare cântăreț. Iubiții Domnului, vă spuneam data trecută un lucru important și aș vrea să-l țineți minte. Poate unii din asta ați fost, poate unii din asta n-ați fost. La un moment dat se întâlnește Caleb cu Iosua, după o vreme, după 40 de ani. 45 de ani. După 45 de ani. Și zice, îi zice Iosua lui Caleb, o, zice, prietenul meu, bine să te îmbrățișez. Noi doi, zice, ce povești avem, ce amintiri frumoase. Ți-aduci tu aminte când la Kadeș Barnea, noi doi ne-am întors și am dat altfel de rap. Da, zice el, zice, ai văzut atunci, era să murim omorâți cu pietre. Zice, prietene, zice Iosua lui Caleb, zice, eu-s guvernator acum. Zice, eu împar pământurile. Zice, ce vrei să-ți dau? Câmpie, izvor, ce vrei tu să-ți dau? Că eu-s guvernator, tu ești prietenul meu, tu ai un altfel de duh în tine. La care îi spune Caleb, mie să-mi dai muntele Hebronului, zice el. Zice, dar cum să-ți dau, măi, muntele Hebronului? Acolo e piatră, zice. Acolo nu, nimic nu poți să cultivi. Ce mie să-mi dai muntele Hebronului. Măi, zice, măi, Caleb, muntele Hebronului e piatră. Cum să-ți dau muntele Hebronului? Cere mi o câmpie bogată. Nu, zice, îmi dai muntele Hebronului. De ce? Pentru că, zice el, acolo am mai găsit trei uriași de-a lui Anac. De 45 de ani sunt cu ochii pe ei. Eu am rezistat presiunii de grup și mi-am urmat ținta în viață. Și acum mai sunt trei uriași al lui Anac. Ce a făcut bătrânul Caleb? Zice, îs tot atât de puternic ca în ziua aceea. Și a pus mâna pe sabie, s-a dus și le-a stins viața. La cei ultimii trei uriași i-a omorât Caleb. De ce? Pentru că Caleb a rezistat presiunii de grup și și-a dus menirea până la sfârșit. Mărit să fie Dumnezeu. Asta înseamnă să ai curaj. Să fii perseverent în ceea ce îți alegi. Să reziști presiunii de grup. A zis Caleb, eu, zice el, n-am să mor în viață decât odată. În ziua când Dumnezeu mă cheamă acasă și țărâna coboară în țărână, eu atunci mor. Dar voi, zice, ați murit de mai multe ori. Și voi ați murit în fiecare zi câte unul, câte unul. 40 de ani de zile, o generație lașă, a murit unul câte unul în pustie. Și omul acesta, Caleb, a murit o singură dată în ziua când Dumnezeu l-a chemat acasă. Asta face cel rău. Ne smulge din noi toată puterea de slujire. Cel rău vrea ca în fiecare zi să ne mărunțească, să ne toace cu lucrurile pământului acestuia, să bată un vânt uscat, nimic să fie decât ciulini și mărăcini. Dar Dumnezeu spune, cine se încrede în mine moare o singură dată. Când țărâna se duce în țărână și apoi vine sufletul și Duhul la mine, cum spune Cartea Evrei, slăviți să fie Dumnezeu. Vă doresc în numele Domnului Iisus Hristos să nu muriți de mai multe ori, să nu trăiți cu regretul, Doamne, aș fi putut și n-am făcut. Doamne, îmi pare rău când vei muri să spui, mărit să fie Dumnezeu, atât am putut. Atât am putut, n-am putut mai mult. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că atât cât am putut, am făcut mărire. El știe, El calculează, El evaluează. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea să vă mai spun încă un lucru important în această seară. Foarte important. De cele mai multe ori noi înțelegem curajul ca acțiunea aceasta de a face. Acțiunea aceasta, dacă unii n-aleargă, eu trebuie să alerg. Dacă unii nu vorbesc, eu trebuie să vorbesc. Dacă unii nu fac, eu trebuie să fac. Și nu e rău. Dar uitați ce spune, uite ce spune un gânditor, zice în felul următor. Winston Churchill spune, curajul este ceea ce îți trebuie pentru a sta în picioare și a vorbi. Curajul este și ceea ce îți trebuie pentru a sta jos și a asculta. Pentru că uneori curajul, dragii mei, nu înseamnă să o iei înainte, ci uneori curajul va însemna să stai pe loc și să o iei într-o direcție în care nu vrei. Cel mai greu lucru în viață și cea mai puternică încercare a curajului, cel mai puternic test al curajului, nu este acela de a merge înainte când visul tău corespunde cu chemarea lui Dumnezeu, ci atunci când visul tău nu corespunde cu chemarea lui Dumnezeu. Caleb a zis, Doamne, vreau să intru în țara Canaanului, vreau să rămân aici în țara Canaanului, eu am încredere că Tu mă vei ajuta, eu cred că Tu ești biruința noastră. Caleb n-a zis așa, a zis, Doamne, măcar că n-au dreptate, măcar că sunt greșiți, măcar că sunt necredincioși, eu mă întorc cu ei. Mă duc și eu unde se duc ei. 40 de ani de zile Caleb, fără merit, sau dacă vreți, fără vinovăție, nu fără merit, fără vinovăție, 40 de ani Caleb a mers împreună cu poporul lui. Greu Caleb, greu,
Nu-i apă, nu-i apă. Împreună cu un popor care este nemulțumit, nemulțumit. Împreună cu un popor laș, da, cu un popor laș. Și ai rămas, am rămas. Am crezut că Dumnezeu va face din mine un viteaz. M-am văzut luptând cu uriașii lui Anac. Am văzut biruința lui Dumnezeu. Și realitatea este diferită. A trebuit să mă întorc cu poporul. A trebuit să stau 40 de ani să-i văd murind unul câte unul. Nu este curaj numai atunci când trebuie să mergi înainte. Uneori este o doză mai mare de curaj când Dumnezeu îți schimbă scenariul de viață. Când Dumnezeu îți schimbă chemarea și va trebui să faci ceea ce n-ai gândit. Vedeți dumneavoastră, iubiți frați și surori, trăim vremuri de măcinare a încrederii. Trăim vremuri de erodare a relațiilor dintre noi. Pocăit? Nu știu, mă, Dumnezeu știe. Eu când mă uit la voi spun așa, Hristos în voi, nădejdea slavei. Eu nu cred că ați venit să vă pierdeți vremea la biserică. Voi ați venit să vă întâlniți cu Dumnezeu. Voi ați venit să vă faceți mai buni și mai sfinți. Și cred din toată inima mea că voi sunteți lumina pământului și lumina lumii și sarea pământului. Dar iubiții Domnului, trăim vremuri de erodare. Du-te, mă, eu îmi fac altă biserică, mă. Dumnezeu e cu mine. Putea să zic că Caleb, eu îmi fac altă biserică. Putea. Mă duc la alt popor. Dar n-a făcut lucrul ăsta. A rămas cu ai lui. De ce? Pentru că curajul în viață înseamnă să știi să transmiți visul, nu virusul. Să știi să transmiți visul, nu virusul. Mă, dă-i o nemulțumim, mă. Nu ai văzut pe ăștia, mă. Cum sunt în biserică? Cum predică, mă? Tu ai văzut ce fac? Toată ziua, bună ziua, transmis virusul. Tu nu vezi ce biserică avem noi, mă? Ce biserică slabă, mă? Asta e biserică, mă! Transmis virusul. Tu nu vezi că ăla face ce face, ăla face ce face. Asta e biserică, transmis virusul. Dar rămâi aici în mijlocul bisericii și spune așa, Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu din cer ne va ajuta și pe noi. Dumnezeu se va implica, Dumnezeu va ridica, Dumnezeu va da har, Dumnezeu va da ungere. Că ne rugăm. Transmite visul, nu virusul. Într-o zi, într-o bună zi, cu toții ne vom vedea la Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu va răpi biserica și va duce acasă mireasa. Transmite visul. A rămas Caleb să spună, vreau să vă transmit visul. Într-o zi, zice el, vom vedea Canaanul. Într-o zi vom trece Iordanul. Sunt un pribeac fără de țară, dar într-o zi, zice el, voi trece Iordanul. Și într-o zi voi intra în țara aceasta. Și a transmis visul. Rămâneți voi cei cu peri albi și transmiteți visul celor care sunt mai tineri. Rămâi în biserică și transmite visul, nu virusul. Ai un vis? Ai un vis? Da! Visul meu este să văd pe toți vorbind aici laudele lui Dumnezeu. Visul meu este ca într-o seară să coboare foc din cer și să fie oamenii vindicați. Rămâi să transmiți visul, nu virusul. Că atunci tu nu ești un curajos. Tu ești un laș, un altfel de laș. Cel mai periculos laș, cel care vorbește pe la colțuri. Șopșa, șoptitor, spune Biblia. Bârfitori și șoptitori, ăștia transmit virusul, nu visul. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Curaj, frasișorului. Curajul acesta, dragii mei, mai înseamnă un lucru și în această seară vreau să închei cu el. În momentul în care a ajuns, spuneam Caleb în fața lui Iosua, zice, uite, zice Iosua, îți dau titlul, zice el. Uite, îți semnez. Iosua, guvernator din porunca Domnului, îi dă lui Caleb muntele Hebronului. Și atunci ce a făcut Caleb? Ce mulțumesc. A pus titlul în buzunarul din partea dreaptă și din stânga și-a scos sabia. Și a zis, mă duc spre muntele Hebronului. Pentru că curajul în viață înseamnă să înțelegi că una e titlu și alta e poziția. Ce ai tu, Caleb, în buzunarul din dreapta? Titlu. Ce ești tu? Pentecostal. Botezat. Dar una e să ai titlu și una e să ai poziția. Ce faci tu, Caleb? Mă duc să iau în stăpânire muntele, zice el. Dar ce faci cu sabia aia? Păi ce crezi tu că dacă ai un titlu în buzunarul din partea dreaptă nu mai lupți? Ce poate trebuie să lupți în continuare, zice. Deci eu mă duc acum să-mi ocup poziția. Căci Biblia spune că noi suntem așezați cu Hristos în locurile cerești. E scris, suntem așezați. Deci nu numai titlu, dar avem și o poziție cu Hristos. Deci mă duc cu sabia acum să lupt, pentru că eu trebuie să mă duc să-mi iau poziția, pentru că eu n-am decât titlu. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Știți de ce n-avem binecuvântări în viață? Că ne facem evantai cu titlu. În loc să scoatem sabia și să ne ocupăm poziția ca și copii de Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a dat arme de atac și Dumnezeu ne-a dat arme de apărare. Și Dumnezeu spune, trebuie să vă ocupați pozițiile. Care poziții? Binecuvântată, binecuvântat, binecuvântat, binecuvântată. Suntem binecuvântați de Iisus Hristos, mărire Dumnezeu. Dar trebuie să-mi ocup poziția, zice Iisus. Că voi n-aveți decât titlu. Mulți vă mărginiți să aveți doar titlu și nu vă ocupați poziția. Dar cum se ocupă poziția? Păi mergând, luptând, având o strategie pentru a face lucrul acesta. Strategia noastră e Biblia. Lupta noastră e prin puterea rugăciunii și a cuvântului Dumnezeu. Amin? Îmbrăcați de Duhul Sfânt. Trebuie să lupți ca să te ocupi poziția. Și asta contează foarte mult în viață. Nu doar să ai titlu, ci trebuie să te ocupi poziția. Bun, o să spui tu acum, ce trebuie să fac eu? Să ai curaj să te ocupi poziția. Asta vă spun un lucru foarte interesant în seara aceasta. Gata, cu asta chiar vreau să închei. Deci vreau să fiu pocăit. Dumnezeu să-mi ajute mie și vouă. Aș vrea să mă ascultați acum într-un final. Să vă pot aduce în preajma unei uluitoare dovezi de curaj. Poate cea mai mare și mai puternică dovadă de curaj care există în Biblie. O să vi se pare ciudat, dar în seara asta va trebui să învățăm ce înseamnă curajul. După ce vei învăța ce înseamnă curajul cu această ultimă ilustrație, după aceea probabil că Dumnezeu te va ajuta să te schimbi. Să înțelegi că curajul este o frică care și-a spus rugăciunea la vreme. Să înțelegi că, până la urmă, curajul în viața aceasta înseamnă să ai puterea aceasta de a merge înainte, de a nu da înapoi, de a nu ceda. Să înțelegi că curajul, până la urmă, înseamnă ca Dumnezeu să schimbe poate chiar și scenariul de viață și să o intre în direcție în care n-ai gândit, să rămâi să transmiți ce e bine, nu-i ce e rău. Am să spun ultimul lucru, dragii mei, curajul. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să vă rugați, să începeți să vă rugați pentru ce vă spun eu acum. Într-un moment, zice Biblia, că la Domnul Iisus Hristos a venit o femeie de origine sirofeniciană. În momentul când a ajuns în preajma Domnului Iisus Hristos, probabil că îl căuta pe Domnul Iisus Hristos de ceva vreme. Și femeia aceasta a început să strige. Și ce a strigat femeia aceasta pe mine m-a uluit. Zice, Iisuse Hristoase, ai milă de mine, fiica mea este muncită rău de un... Spuneți, măi, oameni buni, știți Biblia? Deci să o spunem corect. Fiica mea este muncită rău de un drac. Eu când am citit lucrul ăsta m-am înfiorat din cap până în picioare. Pentru că cei mai mulți dintre părinți ar spune, copilul meu este nervos, copilul meu este temperamental, copilul meu așa este el mai năbădăios. Femeia aceasta nu știu ce a văzut la fiica ei, dar a pus un diagnostic înfiorător. Un diagnostic care probabil era diagnosticul unei mame care a colindat toate spitalele fără niciun succes. Și a zis, fiica mea este muncită rău de un drac. Și la un moment dat spune, strigă după Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos tace, o tăcere pe care eu nu pot să o înțeleg, o tăcere atât de dureroasă. Și la un moment dat ucenicii încep și spun în felul următor, zice, dă-i drumul, zice, că strigă după noi. Probabil că Domnul Iisus Hristos o fi zâmbit, după voi credeți că strigă, mă stați cu mizmă. Pentru că și biserica fie și penticostală, dacă pleacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, suntem un chimval zângănitor și o ramă zânătoare. Nu după noi strigă lumea, ci după Hristosul din noi strigă lumea. Și în momentul acela Domnul Iisus Hristos tace. Și nu-i spune absolut nimic femeii. Nu știu, ca pe o dovadă a faptului că uneori tăcerea lui Dumnezeu este un test al faptului dacă mergem sau nu mergem înainte. Și femeia a început să strige mai tare. Ca și orul Bartimeu. Rețeta e garantată. Când Dumnezeu tace, înmulțește tu vorbele. Nu tăcea și tu. Și la un moment dat îi spune Domnul Iisus Hristos așa. Zice, femeie, ascultați, oameni buni, ăsta e un pasaj pe care niciun evanghelist nu-l va spune vreodată. Ăsta e pasajul care fugi din Biblie când e să-l prezinți pe Domnul Iisus Hristos lumii. Zice, femeie, nu se cade să iei pâinea copiilor de la masă și să o dai cățeilor. N-am înțeles bine. De vreo săptămână alerg după tine. Nici n-am apucat să mănânc. Sunt o mamă nenorocită, cu un copil care face niște feluri îngrozitoare. Și tu îmi spui mie că nu e bine să iei pâinea copiilor și să o dai cățeilor? Adică eu, femeia care te caut pe tine atâtea zile, tu îmi spui mie că eu sunt cățel? Tu pe mine mă faci cățel? Pentru că ăsta este înțeles, mă faci cățel? Așa ar fi trebuit să gândească și probabil că așa ar fi gândit Florin Ianovici. Dar femeia aceasta se uită spre Domnul Iisus Hristos și femeia aceasta îi spune, da, Doamne, în aceste două cuvinte este un curaj pe care nu l-am întâlnit niciodată în viața mea. Da, Doamne, dar și căței mănâncă firimiturile de la masa ta. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ea și acest Domn Iisus Hristos care le spune ucenicilor, puțin credincioșilor,
exclamă spunând femeii, o femeie mare este credința ta. Ce trecere bruscă de la cățelul care era sub masă așteptând firimiturile la acest compliment, la acest vocativ senzațional. O femeie mare este credința ta. Biblia spune că Domnul Iisus a spus, dacă ți-avea credință cât un muștar, cât un bob de muștar, a spune acestui munte să se sădească mare și acolo s-ar muta. Și îi spune femeii, nu îi spune care credință cât un bob de muștar, îi spune, o femeie mare este credința ta. Uluitor, nu înțeleg. Cum? De ce? Unde este explicația? Care este cheia? Iubiții Domnului, cel mai mare curaj al vieții noastre, cea mai mare dovadă de curaj a vieții noastre, este aceea de a recunoaște că noi nu-L merităm pe Iisus Hristos. Cel mai mare curaj al vieții mele e să stau în seara aceasta înaintea voastră și să vă spun că eu am primit de la Dumnezeu ceea ce n-am meritat. E să spun în această seară că cea mai mare dovadă de curaj din viața ta e să recunoști că nimic bun nu locuiește în tine. Și că nimic bun nu locuiește în mine. Curajul adevărat nu este să birui pe cel din afară, curajul adevărat este să birui pe cel dinăuntru. Gândul că ai fi ceva, prietenă, gândul că ai fi ceva, soră. Cea mai mare dovadă de curaj este că atunci când Iisus Hristos îți spune, nu mă meriți, tu să-i spui, nu te merit. Când Iisus Hristos îți spune, ești rău, tu să spui, sunt rău. Când Iisus Hristos îți spune, tu nu faci voia mea, tu să-i răspunzi, nu fac voia ta. Ce dovadă de curaj că atunci când Hristos îți spune, nu ești mai mult decât un cățel, tu să spui, da, Doamne, ai dreptate. Cel mai mare curaj al vieții mele este să stau înaintea dumneavoastră să vă spun că nu sunt mai bun decât voi. Și să vă spun că tot ce a fost bun în viața mea pe pământul acesta l-am primit de la Dumnezeu și n-am primit pentru că eu am făcut ceva vrednic. Aș vrea această seară, iubiții Domnului, stând înaintea acestui Dumnezeu puternic, stând înaintea acestui Dumnezeu mare, să învățăm această lecție despre curaj. Curajul, dragii mei, mai întâi de toate, curajul mai întâi de toate, este să recunoști că în viață de cele mai multe ori ți-e frică și de aici începe să lucreze curajul când te duci să spui rugăciune. Mi-e frică. Și dacă mi-e frică, mă duc să mă rog. Curajul este să îmi doresc în viață să nu mor în fiecare zi ca un laș ce sunt, mormântându-mi visele și neavând curajul să trăiesc măcar o secundă așa cum mi-am dorit pentru Iisus, ce înseamnă să gust moartea doar o dată în viață, pentru că țărâna se duce în țărână. Atât moartea fizică, nu alta. Curajul înseamnă să accepți că în viață Dumnezeu s-ar putea să schimbe planul. M-am văzut luptându-mă cu uriașii și acum mă văd târâindu-mă prin deșert, nu din vina mea. Și un curaj mare să rămâi acolo să transmiți visul și nu virusul. Dar niciunul nu e atât de mare ca curajul de a recunoaște că în păcat m-a zămislit mama mea. Eu sunt o ruină de când m-am născut. Eu sunt un om fără nicio șansă, fără niciun viitor. De nu mă întâlneam cu Dumnezeu, eu nu aveam zi de ziua de mâine. Indiferent câtă școală aș fi avut și cât de mult aș fi învățat, și indiferent cât am citit în viața aceasta, de nu mă întâlneam cu Dumnezeu, recunosc nici măcar o râmă nevrednică, nici cățel. Eu nu mă văd nici măcar o râmă, nici un vierme nu mă văd. Și în seara aceasta aș vrea să avem curajul să spunem, Doamne, ai făcut din noi ceea ce n-am meritat. Și trăim în fiecare zi o poveste de dragoste pe care nu o merităm. Mâncăm din pâinea ta și bem din apa pe care ne-o dai și respirăm aerul pe care ni l-ai dat să-l respirăm, pentru că Tu ești un Dumnezeu bun. Am un tânăr în biserică pe nume Adi. A venit la mine acum câteva luni de zile și mi-a spus că cunoaște la rândul lui un alt băiat pe nume Alex, cu care m-am întâlnit în cele din urmă. Și Alex are o boală ciudată. Se golește tot plămânul de aer și cade la pământ secerat. Este o boală ciudată. Pur și simplu se golește plămânul de aer și nu mai poate respira. E atât de rară boala aceasta în întreaga lume. Pur și simplu plămânii refuză să mai respire și se golesc de aer și cade leșinat la pământ. A zis doctorul că dacă mai face 2 sau 3 crize din acestea, el nu va mai trăi. Are 20 ceva de ani.
M-am uitat la el și s-a uitat și el la mine și mi-a zis, frate Florin, probabil că nu știi, cum nici eu n-am știut, ce mare binecuvântare să tragi aer în plămâni. Probabil că nu știți, vă pot spune unii dintre cei ce suferă, ce mare binecuvântare să nu te înțepe inima. Ce mare binecuvântare să ai ochi cu care să vezi. Ce mare binecuvântare să nu te doară capul în fiecare zi. Ce mare binecuvântare să pui capul pe pernă, să adormi, să te trezești dimineața odihnit, ca vrut Dumnezeu. Ce curaj vrei tu de la mine, Iisuse? Curajul de a recunoaște că fără mine nu sunteți nimic. Vreau să recunosc în această seară că, de fapt, Florin Ianovi, sărâna aceasta este rea și compromisă de când s-a născut. Dar mulțumiri fie aduse lui Iisus Hristos, care a venit și m-a răscumpărat și ne-a răscumpărat. O, Doamne, meriți în această seară să stai de vorbă cu noi, să ne spui cuvinte grele. Ascultați-mă ce vă spun, mulți dintre noi în această seară merităm din partea Domnului cuvinte grele. Dar Dumnezeu spune de a fi oameni curajoși și cinstiți, ați accepta că judecata mea e dreaptă, veniți să ne judecăm, spune Domnul. Nu mai dați înapoi, nu vă mai corcoliți și vă mai ocrotiți, aspri cu alții și dulci cu voi. Și în seara aceasta să avem curajul de a fi cinstiți înaintea Dumnezeu. Nu merit. Nu merit. Doamne, te poți judeca cu mine cum vrei Tu. Tu ai dreptate în toate căile Tale. Și zic în această seară, mă supun și eu înaintea voinții Tale. Dă-mi și mie firimitura de har, Doamne, ca unui cățel, dacă Tu vrei. Pentru că nu merit mai mult de atât. Slăvit să fie Iisus. Haideți să ne ridicăm.